Da, m-a anunțat fabricantul că sunt finalizate, mai rămâne doar să luăm legătura cu o persoană care să le personalizeze. Aștept și de la persoana respectivă să-mi dea ok-ul și eu să dau ok-ul legat de personalizarea acestor patru rulote. Iar pe undeva în jurul datei de 15 martie, rulotele vor fi aduse la sediu, după care sigur vom încerca să vedem cum le vom distribui în vederea beneficiile care să le aibă fermierul privind valorificarea produselor lor. Și de când intenționați să le amplasați în municipiul Botoșani sau în alte zone? Imediat ce le vom avea, deci zic eu că de acum discutăm doar de zile, nu mai vorbim nici de luni. Imediat ce le vom avea, vom încerca să luăm legătura cu domnul primar, să vedem unde ne vom amplasa în primele zile, după care să identificăm acele spații în anumite cartiere care să ne permită, amplasarea lor, tocmai ca fermierii să fie cât mai aproape de cumpărător. Deci undeva în aprilie, probabil. Cu siguranță, cel mai, adică într-un ritm normal, zilnic, intens, va fi de luna aprilie. Da, cu fermierii ați avut discuții. Sunt pregătiți? Da, am avut discuții cu fermierii pentru că am avut câteva întâlniri cu ei și le-am explicat care este situația. Sunt încântați de măsură și sunt nerăbdători să vină să aibă posibilitatea să-și valorifice produsele. Nu am discutat cu ei, dar se va întâmpla acest lucru cât de repede, fiindcă în paralel cu finalizarea acestor patru rulote, vom pune pe hârtie și un regulament de funcționare a lor, tocmai în ideea de a nu crea, eu știu, nemulțumiri între ei, că vă dați seama, sunt doar patru rulote, în cap doar 8, maxim 10 fermieri zilnic și atunci trebuie să găsim soluții în așa fel încât marea majoritate a fermierilor să beneficieze de aceste rulote. Și vorbesc de membrii Asociației Moldova, vezi. Prin urmare, un regulament se impune, fiindcă noi ne dorim ca această acțiune pe care o pregătim să nu rămână doar la acest nivel, ci să dezvoltăm în așa fel încât să putem acoperi o suprafață mai mare în ceea ce privește valorificarea produselor noastre pe o rază mult mai mare, atât în Botoșani, cât și în alte orașe ale țării. Și vorbeam de Iași, vorbeam de Bacău, vorbeam de București și alte orașe unde știm noi că există un deficit în ceea ce privește produsele care, în prima parte, provin de la creșterea ovinelor și caprinelor.